Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni! Haideți să vedem la Gemeni pentru luna martie, în relație între aceste persoane. Între ea și el, da? El și ea. Dacă sunteți Gemeni, el sau ea. Și cealaltă persoană, nu știu, orice zodie poate fi. Dacă nu vi se potrivește, să vă uitați la semnul ascendent, semnul lunar, da? Haideți să vedem. Așa. Așa, haide să vedem. Se aud. O să deschid un geam. Bun. Haide să vă zic, deci, ce se întâmplă aici? Aici văd o relație la distanță sau o relație care... sau sunteți într-o relație și vă gândiți la cineva de departe. Este o carte pozitivă aceasta și aceasta și aceasta. Deci, cărți pozitive. Aceste persoane, dumneavoastră veți fi împreună. Femeia o văd nehotărâtă, care trebuie să ia o decizie. Și o văd foarte nehotărâtă. Din cauza nehotărârii, poate rămâne singură. Da? Poate reprezenta că veți avea o căsătorie. Vă văd într-o clădire publică semnând niște acte. Da. Veți obține o ceva, mai ales bărbatul aici va obține ceva la serviciu, undeva o recunoaștere, poate să fie. Sau împreună faceți o afacere. Da. Oricum, această relație arată că el are de gând, dacă vă gândiți la o persoană că acum ați cunoscut-o sau vă gândiți dacă ce așteptați răspuns de la această persoană, arată că el o să vă declare dragostea, o să aveți succes în relație, o să vă invite undeva, probleme care sunt se rezolvă. Dificultăți care se rezolvă, da? Și arată că o să aveți momente de bucurie cu această persoană. Aici cartea care îmi place cel mai mult, care a ieșit numărul 4, vedeți cu ei doi pe o bancă. Ce reprezintă? Arată cineva care este foarte îndrăgostit, că veți fi împreună, arată romantism, arată că o seducție. Da? Parcă toată relația aceasta sau tot ce începe duce la a fi împreună, o asociere, o căsătorie, da? O căsătorie, pentru că la asta ne gândim. Ne gândim aici la relații, da? Și atunci spunem că este o căsătorie, o asociere. Doar că are cartea aceasta lângă ea. Arată că sunteți nerăbdătoare, femeia. Da? Arată că vrea repede să se întâmple, că
Spune că trebuie să știți că se va întâmpla, dar să nu vă grăbiți pentru că s-ar putea să vă puneți în pericol această relație sau să vă gândiți, a, păi dacă nu se grăbește sau așa, mă duc cu altcineva sau mă gândesc la altcineva sau nu acționează așa de repede, nu mă simt bine, da? Arată o criză, poate fi o ceartă sau nu vine să ne împăcăm sau știți? Spune să așteptați pentru că va veni această persoană. Această persoană se gândește cu succes, cu o relație, deci își dorește o relație serioasă, își dorește căsătorie, copii, casă, familie. Doamna, aici văd, o văd puțin nehotărâtă. Da? Arată că stați și vă gândiți. Vă gândiți la alegere. Uite aici cartea aceasta. În mintea ei, ca și când ați ajuns la un sfârșit, la un. Dar spune că dacă nu vă forțați un pic, nu veți putea merge mai departe. Aveți și dumneavoastră planuri pe termen lung cu acest partener, parcă și dumneavoastră vă faceți planuri, dar spune că parcă așteptați de mult timp această persoană sau așteptați ca el să vă dea un semnal de mult timp, un semn. Poate fi 2 ani deja așteptați, da? Și aici arată, este o carte tot pozitivă, aici mă gândesc mai departe. Arată că reprezintă visurile, speranțele dumneavoastră, dorințele. Arată, de exemplu, oameni străini sau locuri depărtate sau în mintea dumneavoastră, că vă gândiți foarte mult. Dar și că vă liniștiți, vă vindecați, da? Poate de un trecut, da? Poate ceva ce nu s-a realizat, ceva pentru care depuneți efort, ceva ce este mai mult decât un vis, da? Mai mult decât un vis. Oricum aveți vise, fantezii cu această persoană. Să vă căsătoriți, să aveți copii. Așa, dar s-ar putea ca acea persoană să locuiască undeva departe, să vă mutați la această persoană, să vă mutați cu el sau la el. Sau v-ați întors de la el și vă întoarceți înapoi la el? Da? Sau vă gândiți la o aventură nouă, la o persoană nouă? Sunteți cu această persoană cu care vă înțelegeți bine, dar vă gândiți la altcineva. Dacă este așa, veți fi cu altcineva. Da? Văd că aveți șansă cu ambele persoane. La el văd schimbare, văd că se gândește la schimbare. La schimbare, poate fi că vă mutați împreună cu acest bărbat undeva, pentru că îl văd pe el că schimbă fizic locația, ocupația, dar poate însemna că se gândește și la schimbarea relației. Acum știți, este o etalare generală și atunci mi-e greu să vă spun exact. Ori sunteți foarte nehotărâți unii. Da. Oricum arată, înseamnă mai multe lucruri, dar eu văd, dacă vă gândiți special doar la el cu ea, dacă sunteți căsătoriți, rămâneți căsătoriți, nu se întâmplă nimic nou. Văd copii, primiți mesaj de la copii în casă, pot să spun, da? Dar arată că femeia este nehotărâtă și se gândește la altcineva, așa asta se poate. El se gândește la o mutare, o schimbare, vă spun, se gândește, își dorește cu această femeie să se mute undeva, da?
După aceea, poate să lasă o situație de familie în urmă sau o relație doar pentru că trebuie să facă o călătorie, merge undeva. Vă asociați cu această persoană. Dacă vă gândiți la o persoană care este departe, această persoană vine la dumneavoastră că se gândește să-și schimbe toată viața. Da? Sau ambii plecați undeva și vă mutați. Da? Apoi, iarăși văd mesaje, văd un nou început. Copilul aici poate însemna un nou început, da? Sau dacă așteptați un copil, să știți că dacă vă doriți, o să așteptați un copil. Vine un copil. Da? Arată... pot arăta copiii dumneavoastră sau un nou început, o nouă dragoste. Vă hotărâți cu această persoană să începeți din nou această relație. Da. Dar aici văd mesaje despre un nou început în casă. Asta că ea se va gândi la altcineva și va primi mesaje și de dragoste și alt început, asta poate să fie mai târziu, mult mai târziu. Da? Asta mă gândesc la un viitor. Dar aici, deocamdată, vă văd că vă faceți planuri, că veți fi împreună, că el se mai gândește la o mutare, dar că este sincer în sentimente față de ea, că își dorește o relație serioasă. Da? Și ea la fel, dar parcă e greu să spună, să zică sau să facă, nu știu. Sau oscilează între două persoane, s-ar putea. Dar totuși aici ei doi rămân deocamdată împreună, vedeți? Cam asta a fost pentru cei gemeni, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.